Informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor, se schimbă judecătoarea din dosarul 2 mai. I s-a aprobat transferul la Constanța începând cu data de 1 iunie. Georgiana Murgilă, jurnalist de investigație Antena 3 CNN, este în legătură directă cu noi și are mai multe informații. Te ascultăm, Georgiana. Bun găsit, este vorba despre o decizie luată în urmă cu puțin timp de Consiliul Superior al Magistraturii, care a analizat cererea de transfer făcută de Ioana Ancuța Popoviciu, judecătoarea de la Mangalia, care a solicitat să fie transferată fie la judecătoria Constanța, fie la judecătoria sectorului 2. După ce s-a analizat această cerere de transfer, inclusiv dosarul, motivele pe care le-a depus alături de cererea de mutare, iată că s-a luat decizia ca ea să fie transferată la judecătoria Constanța, începând cu 1 iunie 2024, însă joi are parte de un ultim termen de judecată, cel mai probabil în dosarul 2 mai, atunci când va fi audiat în sala de judecată, așadar prezent fizic, inclusiv Vlad Pascu, cel mai probabil va fi ultimul termen de judecată și va rămâne în pronunțare. E bine, dacă nu dă în aceeași zi și pronunțarea, cel mai probabil acest dosar ar putea fi luat de la capăt de către un alt judecător, așadar afectează cu siguranță și dosarul 2 mai, acolo unde este judecat Vlad Pascu. Foarte importantă această informație, doamnelor și domnilor, după nenumărate gafe și momente controversate în sala de judecată, această judecătoare este mutată din dosarul 2 mai.